povestea serialului este concentrată în jurul lui Vlad, care este un tip foarte frumos. Este un tip care caută răzbunare acum, pentru că a avut niște întâmplări în trecutul lui care l-au cam dat peste cap, să zic așa, să nu zic nici prea multe. Și acum se întoarce și caută răzbunare și lucrurile se mai și complică la un moment dat, bineînțeles. Personajul meu este Miki. Am fost racolată, adoptată, luată pe sus, mă rog, nu, mi-a dat de ales Vlad. Eu vin dintr-o familie săracă și la un moment dat m-am gândit eu că vreau bani și vreau să mă descurc în viață și nu vreau să trăiesc în sărăcie. Și am devenit un soi de damă de companie, dar mai mult stăteam pe lângă bărbați la mesele de poker, duceam băuturi și mai departe, primeam cadouri scumpe, bineînțeles, ăsta era scopul meu. Și la un moment dat mă întâlnesc cu Vlad și îmi dă de ales între viața pe care o duc acum și o viață mai bună. Diferențe foarte mari. Miki este tipă, mă rog, e serioasă, dar e și cu gura mare și e foarte curioasă, ceea ce avem în comun. Eu sunt foarte curioasă și îmi place să aflu chestii și să știu cum arată la oamenii în casă și cum arată tot felul de lucruri. Asta avem în comun și ea este o tipă foarte curioasă și asta este bine pentru jobul pe care îl face ea pentru Vlad, pentru că sunt omul care trebuie să afle, eu și Dani Popescu, personajul lui Barbu, suntem oamenii care trebuie să aflăm tot felul de lucruri pentru Vlad și pentru planul lui. Dar ne deosebesc foarte multe lucruri. Eu sunt o femeie foarte copilăroasă, mă bâlbâi, fac gafe, mă prostesc incredibil de mult, de foarte multe ori, ceea ce Miki nu are. Ea este o tipă pe picioarele ei, știe ce vrea și eu știu ce vreau, dar ne mergem pe drumuri diferite, nici măcar paralele spre scopul nostru. Că aș putea să mă vând în felul în care s-a vândut ea pentru, înainte să întâlnească pe Vlad, dar nu a făcut lucruri rușinoase pentru o femeie, ca să zic așa, dar nu cred că aș putea să fac asta. Pentru mine ar fi un compromis prea mare, pentru că ea atunci a renunțat foarte mult la demnitatea ei și de fapt l-a ales pe Vlad pentru că Vlad i-a oferit o viață în continuare cu demnitate. Și asta își dorește foarte mult, să fie demnă, să fie respectată, să... Și asta n-aș putea să fac, să renunț la demnitate. Nu-mi place să fac lucrurile astea, poate că, bineînțeles, poate că la un dat inconștient fac niște lucruri mărunte, care sper că sunt iertate destul de repede. Dar nu-mi place, nu sunt de acord cu ideea, prefer să stau și să mă macin eu mai mult în interior și să știu că sunt curată pe toate planurile, decât să mă răzbun. Minciuna. Nu găsesc altceva. Compromisuri foarte mici, dar care nu se mai pot numi sacrificii sau compromisuri, pentru că normal că atunci când o faci pentru o persoană iubită și când știi că lui face bine, lucrul ăla se transformă, nu mai este un sacrificiu, nu e un compromis. E, da, poate că nu-ți place, poate că e frustrant pe moment, dar dacă vezi că omului de lângă tine îi face bine și îl bucură și îl face fericit, nu mai contează atât de mult. Da, clar, Doamne, da, eu cred că, eu nu sunt o persoană răzbunătoare, dar dacă aș fi Vlad, cred că m-aș răzbuna din primul episod, aș intra în primul cadru și aș tăia și aș fulgera și aș da foc și, da, aș face mai rău. A fost o scenă, mi-e frică să nu zic prea multe. A fost o scenă grea pentru mine ca actriță, mi-este frică să râd și să plâng. Pentru că e ceva care poate să-ți scape imediat, cel puțin plânsul, poate să-ți scape imediat dacă devii conștient. Acum o să încep să plâng și când devii conștient se duce, îl scapi imediat.
Și mi-a fost foarte frică de o scenă de genul ăsta. Am citit textul și am zis, o, Doamne, 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 ce grea o să fie scena asta, cât de complicat o să fie pentru mine ca actriță. Dar am avut noroc de echipă care a devenit dintr-o dată mută. Era o liniște mormântală și am simțit respectul echipei pentru actorul din cadru. Era foarte importantă atmosfera pe care au creat-o ei. M-a ajutat foarte tare și Dani Popescu, cu care jucam în scena respectivă, în secvența respectivă. Și cred că a ieșit bine. Nu știu, mie mi-a plăcut. Am reușit să plâng din ce în ce mai mult, chiar 5 duble una după alta. Și da, a fost emoționant. Era cumva frică la început, pentru că nu mai lucraserăm împreună și nu știam cum o să ne înțelegem. Am auzit, bineînțeles, despre el foarte multe lucruri și știam că este un regizor foarte bun. Dar a fost amuzant pentru că, mă rog, el și vorbește, înțelegi uneori greu română, înțelegi uneori greu engleză. Eu spaniolă nu știu, că dacă aș fi știut spaniolă ar fi fost mult mai ușor. Dar a fost foarte drăguț că zicea Biki. Rolul meu este Vicky, este Mickey, eu sunt Vicky și el mi-a zis Biki. Biki, you coming? Și ne-am înțeles din start. A zis, ok, o dăm pe glumă. Suntem bine, suntem ok, o să ne înțelegem foarte bine. Și îmi place că e că nu înțeleg ceva, am o libertate enormă să vin să-i spun, uite, nu înțeleg asta sau nu-mi place să zic cu tare lucru, pot să schimb, este foarte deschis. Și e vine și îți spune, parcă nici nu e nevoie uneori să-ți spună cuvântul ca să faci scena respectivă. Instant înțelegi ce trebuie să faci. Grecia. În Grecia a fost foarte frumos, mă rog, toată experiența a fost foarte frumoasă. Am filmat în două cazinouri acolo, unul dintre ele arăta minunat, arăta foarte, foarte bine. Era locația cazinoului chiar din Grecia. Era foarte frumos și, mă rog, noi toți, cum eram îmbrăcați, eu aveam o rochiță sirenă, toată cu pietricele și mă simțeam așa ca pe covor roșu. Cred că era și ceva roșu pe jos și eram, da, Vicky, ai ajuns bine, ești bine, uite cum filmezi, uite cum arăți, uite cum... Da, a fost toată experiența de acolo și așa parcă era numai lux, lux, lux din toate părțile. Alege niște pantofi? Se consideră recuzită. Aș păstra pantofii ăștia și niște elemente din costum le-aș păstra, chiar dacă nu mă definez pe mine Vicky foarte mult, dar mi-au plăcut foarte tare anumite rochii pe care le-am purtat. Iar din recuzită, nu știu, aș putea să păstrez oare loftul în care am filmat, loftul lui Vlad? În primul rând, eu nu am mai văzut așa ceva pe post, un serial care are și iubire și răzbunare și acțiune, multă acțiune, intrică. Este un mie mi se pare o combinație perfectă pentru un serial. Mi se întâmpla în momentul în care citeam episoadele și scriam, în timp ce citeam episoadele, nu puteam să mă opresc și scriam colegilor pe grup. Ziceam, măi, vouă vi se întâmplă același lucru, eu stau până la ora 3 noaptea, nu pot să mă opresc, episoade de 90 de pagini, nu pot să mă opresc. A, nu, că și mie, ce tare, ce tare. Și m-am simțit foarte bine că fac parte din proiectul ăsta și că am colegi care împărtășesc aceeași părere cu mine. M-am zis, bă, poate că sunt eu mai începătoare, poate că n-am făcut destule lucruri, dar... Nu, mi se pare că este o combinație foarte bună, un produs nou care sunt sigură că o să prindă foarte bine. Cred că aș vrea să fiu Vlad pentru o zi, să merg toate mașinile alea super scumpe, nu glumesc. Aș vrea să fiu Vlad un pic, știi ca atunci când mergi pe stradă și vezi un om și zici cum ar fi să fiu omul ăla pentru o zi, cu toate bunele, cu toate relele, să vezi ce simte. Aș vrea să știu ce... Pentru că Vlad a trecut prin niște lucruri destul de grele, adică i s-au întâmplat niște lucruri cam nasoale. Și aș vrea să știu un pic cum e să stai pe scaunul ăla din spate în mașină și să meargă în cap, să meargă și mie în cap tot planul ăla și să-l schimbe constant, pentru că bineînțeles că acolo se întâmplă, în afară se întâmplă lucruri pe care nu le prevezi neapărat și atunci trebuie să stai să-ți meargă mașinuța aici în cap,
faci toate, să le faci toate planurile. Aș vrea să știu un pic cum e. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.